Alexandru Drăgulin, directorul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân din Călăraș, a organizat în data de 29 ianuarie o conferință de presă în care și-a anunțat demisia din funcția de conducere. Acesta susține că mandatul său l-a sfârșit în luna mai, însă a decis să se retragă mult mai devreme din funcție, motivând că a luat această decizie în urma presiunilor la care a fost supus în ultima perioadă. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa la această ultima conferință de presă susținută de mine, în calitate de director al Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân. Funcția pe care o dețin din anul 2012, luna februarie, atunci când domnul primar Nicolae Dragu m-am puternicit să mă ocup de acest adăpost, un adăpost neautorizat, un adăpost nefuncțional, cu o singură clădire nefuncțională, în care aveam decât o singură masă de sterilizare, fără instrumentar, fără absolut nimic, fără medic. După cum observați și în poze, câinii erau hrăniți cu deșeuri de origine animală din abatoare, fără să îndeplinească condițiile legale de funcționare, referitor la cuștile exterioare, obligativ, din lemn, podea de lemn, și, bineînțeles, hrană adecvată, asistență medicală. Am reușit în numai 6 luni de zile să construim prima parte a adăpostului și să reușim să autorizăm adăpostul. Am reușit, de-a lungul celor 9 ani de zile, să aduc un adăpost la standarde europene, să plecăm de la capturarea din 2012 cu lemne și sârme, să ajungem la arme cu tranquilizante. Am reușit în toți acești ani să duc de la activele preluate de la 1.300.000 de lei la 3 milioane, asta înseamnă 31 de miliarde lei vechi, din care numai puțin de 9 miliarde valori de patrimoniu pe care le las în urma mea au fost executate în regie proprie cu oamenii din cadrul serviciului. A fost o muncă grea, pentru că am fost undeva la mijloc între ONG-uri cu care am intrat atunci când am preluat adăpostul, exista un conflict deschis și care a reușit împreună cu ei luna, în septembrie anul trecut să oprim eutanasia la Călăraș. A fost o muncă din toate punctele de vedere pentru că m-am impus, am reușit împreună cu echipa să dezvoltăm acest adăpost, să plecăm de la 2 papuci, mașinile de capturare și să ajungem la mașini autorizate, inclusiv pe o destinație lungă. Ne-am luptat pentru viața animalelor și vă spun că n-a fost ușor să aducem ONG-urile la Călăraș să dă șansa animalelor la viață. Tot timpul ne-au apărut probleme. Ne-au apărut probleme la care ne-am adaptat și la care, pentru care am luat măsuri. Așa cum a fost și cum este și incineratorul, care îl avem în dotare, care ne-a sprijinit ori de câte ori cetățenii au avut nevoie atunci când le-au decedat un animal în curte sau animale găsite pe domeniul public, ca să nu mai spun de pesta porcină africană pe care eu am gestionat-o un an de zile prin măsuri de combatere și de eradicare a rădului de DSVSA Călăraș. Toate acestea au venit și am muncit în sprijinul cetățeanului și al orașului. În ultimii 2 ani de zile, fosta administrație, împreună cu mine, la decizia de a ne ocupa și de alte activități în folosul orașului și al cetățenilor. Mă refer la campaniile de curățenie, atunci unde aproape o treime din oraș a fost gestionată de oamenii adăpostului. De 2 ani de zile, oamenii adăpostului au făcut curățenie și au tuns iarba în orașul Călăraș. Permanent am avut dispercerea 24-24 pentru a interveni rapid în solicitarea cetățenilor. Sunt multe de spus, foarte multe. Dar vă pot spune că plec mândru din acest adăpost, pentru că prin el mi-au trecut numai puțin 2500 de câini și 800 de pisici, de care ne-am ocupat cu drag, de care ne-am îngrijit și cărora le-am găsit o casă. Plec mândru că las în urma mea atâtea lucruri bune, cum vă spuneam mai devreme, un adăpost modern, adus la standarde europene, colaborând cu ONG-urile din străinătate și, nu în ultimul rând, mi-aș dori să las numai și să rămână o echipă tânără, o echipă formată de-a lungul timpului, dar, după cum se pare, cred că nu vom avea această șansă. O să motivez demisia
La preluarea mandatului am purtat discuții cu domnul primar Dulce, împreună cu domnul viceprimar Dragu, împreună cu domnul viceprimar Coman, care și-au dorit să continuăm această colaborare, deși mi-am exprimat domnul primar Dulce că, într-adevăr, să fac presiuni foarte mari din partea domnului Grama, din partea domnului Mihai Bogdan, pentru demiterea mea și înlăturarea de la conducerea acestui serviciu. La începutul lunii decembrie, pe holurile primăriei, am fost abordat de către domnul Grama. Nu știam nici măcar calitatea dumneavoastră din primărie la acea vreme, prin care mi s-a solicitat clar să plec din cadrul acestui serviciu. I-am explicat că nu am de ce și aș fi înțeles acest lucru dacă mi-ar fi fost solicitat de către domnul primar Dulce sau de către unul dintre viceprimari. Nu aș fi avut nimic împotrivă să fac pasul înapoi, nu sunt de nelocuit, sunt oameni care pot fi mai buni ca mine. Bun. Sper să fie mai buni și să dovedească lucrurile astea. Ca urmare a discuției prin care am spus că nu pot să mă gândesc la această demisie, pentru că nu mi-a fost solicitată de către conducere, a început o hărțuire totală asupra mea, o hărțuire prin adrese, prin controle, trimise de la primărie, adrese care aveau termen de răspuns o oră jumătate, timp imposibil, adrese care mi se solicitau contabilitatea pe 4 ani de zile, pe masa aceasta vedeți un an de zile. Da? Toate cu să solicitau un copil Xerox în numai 5 zile, atâția ani de zile, fără ca să poată măcar o discuție cu mine referitor la funcționarea adăpostului, ce înseamnă adăpostul, ce s-a făcut în adăpost, absolut nimic. Știu că nu are anumite, să spun așa, studii necesare pentru a mă cerceta pe mine sau mă verifica sau am solicitat documente venite prin birou resurse umane prin care mă întreabă dacă au fost bărcile date la apă. Adică niște lucruri care, vă spun sincer, rămâneți, sunt documente. Deci astea sunt numai câteva adrese venite în doar 2 săptămâni prin care mi se solicită copia dosarului meu de personal. O urmă, iarăși termene trecute cu pixul în lumea lui, semnate de lumea lui, la ora 13.30 solicitat, la ora 14 dorește răspuns. La fel, forma unui șef de serviciu care a câștigat concursul de favoarea domnului Mihai Bogdan, acum 3 ani de zile. Cine Mihai Bogdan? Domnul administrator de la spital. Spitalul Călăraș. Securistul a menționat? Un domn care, da, care a aplicat pur și simplu a aplicat cu 5-10 examene, ținut corect, care acea vreme președintele comisiei era bunul lui prieten Dragoș Coman. Iarăși, din nou, să se verifice conformitatea copiilor profesionale ale mele și al bancul. Să solicită dacă domnul Bancu a fost angajat în instituției noastre și înainte de data, după care ea se revine și mi se cere iar o copie de angajare în Bancu, parte doveditoare, tot așa termene de... Pormă, iarăși, mi se solicită către juristul nostru un raport de activitate și dacă cele două bărci au fost date la apă de biroul resurse umane, după care iarăși ni se solicită în data de 5-a tot bugetul pe anul 2016-2018, în prima oară 2019-2020, vom merge mai departe 2016-2018, după care telefonic ne solicită din cadrul primăriei din anul 2014 până în prezent. Da? Deci cam asta face domnul Grama. Eu m-aș fi așteptat din partea lor să vină, să vadă și să facă de acum încolo tot ce vor dumneavoastră și pentru binele orașului și a cetățenilor. Ca urmare a acestor hărțuiri, am luat decizia să mă retrag și să las echipa mea în urmă, o echipă bună, o echipă formată de-a lungul timpului care știe exact ce are. Deși mi-am dat demisia, a urmat în continuare hărțuirea pe alți oameni din interiorul serviciului. Se vede clar și s-a observat din partea acestui domn Grama o dorință de a elimina toate persoanele din acest adăpost. Cam asta a fost motivul pentru care v-am chemat, pentru a spune și a transmite prin dumneavoastră cetățeanului realizările mele timp de 9 ani de zile, ceea ce las în urma mea și nu în ultimul rând de ce am luat această decizie de a pleca. Era normal să-mi fac datoria până la sfârșit față de cetățenii orașului, să-i informez, așa cum am făcut-o încă de la începutul
preluării conducerii acestui serviciu. Ba mai mult, dacă da, ne închinindă 3 săptămâni să plătim medicul, să plătim hrana din hrana pentru animale, deși am făcut nenumărate cereri și am documentele dovedite, mi s-a spus clar că domnul Grama refuză să ne alimenteze conturile pentru plata serviciilor. Riscăm să rămânem fără licență, fără autorizație de funcționare, riscăm să rămânem fără hrană. Eu sper ca dumnealor, deși mi-au promis că de luni îmi va alimenta, luni este început de lună și sigur nu se va putea face nici săptămâna viitoare, sper și voi lua o decizie să mă retrag mai devreme decât termenul stabilit, măcar să se ocupe și să continue ceea ce am lăsat eu aici. Vă mulțumesc dacă auzit o întrebare. Care este termenul stabilit de plecare? 4 mai era, dar o să revină asupra termenului să plec mai repede. Nu stau în acest serviciu și... La voastră, dacă vreți să ne spuneți cine va veni... Nu știu cine va veni. Nu știu cine va veni. Să aud multe pe piață, dar nu pot să spun lucrul ăsta, pentru că nu știu. Probabil va fi un concurs. Pe subordonații dumneavoastră, de ce doresc să îi dea afară? Întrebați pe dumneavoastră, nu mă întrebați pe mine. Pentru că i-a chemat, i-a trimis vorbe, cel puțin la 4 persoane, una și-a dat demisia deja. Urmează bănuiești și celelalte. Nu știu de ce. Câți angajați aveți în momentul de față? 29. Și ce va urma pentru dumneavoastră? Pentru mine va fi bine, dar nu în administrație. Nu mai doresc să lucrez în administrație. Sunt un om muncitor, un om care nu mi-a fost rușine să muncesc și cu siguranță îmi voi găsi undeva în viață, dar nu în parte de administrație. Fie centrală sau locală. Pentru binele orașului, nu vreți să ne vorbiți de intervenția dumneavoastră la poligonul de municipiu? Da, m-am spus de peste, că m-am ocupat. Da, m-am ocupat de peste porcină atunci când, deși Consiliul Județean trebuia să aibă incineratoare sau contracte cu firme de incinerare, s-a ales metoda îngropării tocmai din cauza acestor lipsuri, mai mult dată și lipsa din acele ședințe din cadrul prefectului, a reprezentantului Consiliului Județean. Nu a fost o misiune ușoară din poligon să tragem după porcii lăsați liberi pe acolo, să-i tranquilizăm ca să putem să-i eutanasiem și să-i îngropăm. Îngropare care noi am făcut-o, primăria, mă refer, și prin serviciul nostru, prin utilaje închiriate, costuri aduse municipalității, deși peste porcina a fost de interes ulterior pentru Curtea de Conturi, pentru DNA, pentru mai multe, serviciul nostru nu a fost niciodată citat sau audiat vreo persoană cu privire la acele aspecte. Pentru că ne-am făcut treaba și datoria exact așa cum a trebuit. Da, au fost, dar nu mai poligon, au fost mai multe situații în care primăria a cheltuit bani pentru lipsa unor contracte de Consiliul Județean. Și, într-adevăr, îngroparea, luarea măsurii de îngropare. Și